Spuneți cum suntem. Bună ziua! Împreună cu câțiva vicepreședinți de raioane ai platformei DA, organizăm această conferință de presă cu privire la administrația publică locală. Deoarece pe tot parcursul activității sale, platforma DA a promovat principiul descentralizării și al autonomiei locale. Datorită proiectului nostru, votat în legislatura anterioară, impozitul pe venit al persoanelor fizice rămâne la bugetul primăriilor. Datorită acestei inițiative, localitățile noastre beneficiază anual de peste 700 de milioane de lei în plus. De mai mult de un an, platforma DA insistă pe reforma administrației publice locale. Dacă s-ar fi realizat această reformă extrem de necesară, anual am fi economisit peste 1 miliard de lei. Însă din cauza lipsei de viziune a celor de la guvernare și a tergiversării acestui proces, alegerile din toamnă vor avea loc după organizarea actuală a raioanelor. Și încă 4 ani, bugetul va pierde bani. Cu aceste miliarde aruncate în vânt, s-ar fi putut rezolva multe probleme stringente. Constatăm însă că în loc să se ocupe de lucruri serioase, deputații Partidului de Guvernământ doresc să reanimeze un proiect de lege a lui Sergiu Sârbu din 2017, din vremurile de glorie a regimului Plahotniuc, și anume, președinții de raion să poată fi numiți și din afara consilierilor raionali. Ca să fie mai clar, un președinte de raion ar putea fi ales chiar dacă nu a candidat la alegeri pe lista vreunui partid. Acest proiect încalcă grav prevederile Constituției și anume principiul reprezentativității și al eligibilității. Dar pentru mai multă claritate o să o invit în fața dumneavoastră pe doamna Victoria Bogos Marian, care este președinte organizației teritoriale Ialoveni și vicepreședinte al raionului Ialoveni. Doamna Bogos. Bună ziua, stimați cetățeni! Noi suntem în fața dumneavoastră pentru că, la fel ca și dumneavoastră, avem nevoie de claritate. Avem nevoie să ni se spună când, unde și ce avem de făcut, când actuala guvernare a fost sinceră, în 2019, când au susținut proiectul propus de domnul deputat Liviu Vovc, atunci și l-au anulat pe cel al lui Sergiu Sârbu și ce avem noi de făcut și ce avem de înțeles din actuala mișcare. Ajutați-ne să înțelegem scopul, ajutați-ne să înțelegem care este soarta reformei administrativ-teritoriale, de principiu fiind că atâta zarvă în jurul acestei reforme, până la urmă nu avem claritate ce vor fi cu consiliile raionale și nu este clar care este scopul acestei modificări de legi pentru ca președintele de raion să nu fie inclus în lista de consilieri, încălcându-se astfel principiul reprezentativității. Ori, noi avem datoria să fim onești, sau cel puțin noastră, așa ne-ați promis nouă, că veți fi onești față de cetățeni și ajutați-ne să ajutăm vectorul pro-european. Această schimbare de lege nu face decât să încurajeze grupurile de interese pentru a căuta soluții cum să-și pună prin ușa din spate președintele lor de raion. Dacă suntem altfel și dacă suntem transparenți, atunci președintele de raion, viitorul președinte, urmează a fi prezent pe o listă de consilieri transparentă ca oamenii să ne poată aprecia faptele, să ne poată judeca și avem obligația să nu lăsăm loc de interpretări că nu știm cine va fi. Altfel, noi nu ne deosebim de PD. Să fie clar un lucru, aici vă rugăm să ne răspundeți care este diferența dintre Sergiu Sârbu și actualii promotori ai acestui proiect de lege. Noi, raionul Ialoveni, avem un asemenea precedent, de asta, în cunoștință de cauză, vă vorbesc.
proiectul de lege a domnului Sârbu din 2017, în consecință în 2018 a adus în fruntea raionului o persoană destul de controversată, mâna dreaptă a lui Plahotniuc pe atunci, și asta de fapt ne debusolează. Repetăm, am spus și anterior, suntem un raion, unul din raioanele cu viziuni pro-europene, și asta vrem să înțelegem. Fiindcă, cum atunci s-au produs mișcările, actualii reprezentanți ai puterii din raion, pe atunci, unii tăceau adevărat, dar erau câțiva foarte vocali și erau foarte împotriva acestei reforme. Înțelegeau că nu a fost respectat, le-a fost încălcat principiul reprezentativității, și toată lumea știa cât este de controversată acea persoană la acea vreme, apropo, cu care alte măsuri nu s-au mai luat pe urmă, deși ni s-au promis, ialovenienilor li s-a promis dreptate pe acest subiect, dar este de o altă natură. Ajutați-ne să vă ajutăm. Ajutați-ne să înțelegem când ați fost sinceri, atunci sau acum. Ajutați-ne să înțelegem ce stă în spatele acestor mișcări contradictorii, de altfel. Una spunem, alta facem. Legea, în loc să fie îmbunătățită, pe tema asta am avut și propunerile anterioare ale platformei DA, deci în loc să îmbunătățim legea, o anulăm, și revenim la forma ei veche, care pe atunci era folosită cu mare succes de către regimul Plahotniuc și a întregului Partid Democrat. Asta este mesajul nostru. Vrem claritate, vrem corectitudine, vrem onestitate, vrem ca oamenii care urmează a fi aleși, care după toată dezamăgirea segmentului de dreapta pe care o trăim cu toții, după toată deznădejdea pe care o trăiește segmentul de dreapta acum și oamenii cu viziuni pro-europene, ajutați-ne să înțelegem ce aveți de gând și luați măsurile corecte pentru a consolida acest vector și nu invers, a face loc grupurilor de interese care se pretind și în campanie se vor activiza încă și încă mai mult. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Marian Bogos. Ca să fie clar pentru toți, cetățenii când votează o listă de consilieri raionali, analizează și persoanele care sunt acolo. Iar dacă în acea listă sunt prezente persoane compromise, oamenii pur și simplu nu votează lista. Votul cetățenilor este cel mai bun filtru pentru a nu admite în funcții persoane dubioase. Anume, din această cauză, regimului Plahotniuc a modificat legislația ca să poată băga pe ușa din spate persoane compromise în funcția de președinte de raion. Și doamna Bogos a dat un exemplu simplu. Ce s-a întâmplat în Ialoveni? După ce în 2017 Sergiu Sârbu a modificat legislația, în 2018, prin corupere, Partidul Democrat, la nivel de Consiliul Raional Ialoveni, și-a croit o majoritate, iar pe ușa din spate a adus o persoană compromisă în funcția de președinte de raion. Dacă această persoană ar fi fost pe lista de consilieri raionale a Partidului Democrat, sunt sigur că cetățenii din raionul Ialoveni nu ar fi votat pentru ei și ar fi avut în jumătate număr de consilieri decât au avut în realitate. În 2019, eu personal am elaborat un proiect de modificare a legislației pentru a exclude aceste prevederi anticonstituționale, iar președintele de raion să poată fi numit doar din rândul consilierilor raionali. Acest proiect a fost votat inclusiv de către cei din fracțiunea PAS din acel parlament. La 3 ani distanță, de când au ajuns la guvernare, cei din PAS și-au schimbat radical poziția și doresc să revină la practicile regimului Plahotniuc. Regretul nostru este că nu am sesizat atunci Curtea Constituțională pentru a anula aceste prevederi care încalcă Constituția. Dacă ar fost o decizie a Curții Constituționale, niciun partid ajuns la guvernare nu ar mai fi putut reveni la aceste practici. În acest context, solicităm deputaților semnatari ai acestui proiect să-l retragă. În același timp, îndemnăm președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, președintele fracțiunii parlamentare, Mihai Popșoi,
să monitorizeze mult mai atent activitatea deputaților și să îi încurajeze să elaboreze proiecte în interesul cetățenilor și nu în interesul strict de partid. Iar dacă nu există capacități, mai bine să nu facă nimic decât să facă modificări pentru care ulterior va trebui să pierdem timp pentru ca să le anulăm. În aceeași ordine de idei, îndemnăm partidul de guvernământ să inițieze cât mai rapid consultările pe reforma administrativ-teritorială, reformă care de mult trebuia să fie implementată. Iar odată cu implementarea acestei reforme, am putea recurge și la votarea directă de către cetățeni a președinților noilor unități administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul reprezentativității prevăzut în Constituție. Aceasta a fost tema conferinței noastre de astăzi. Dacă sunt întrebări, vă rugăm să ne le adresați. Dacă nu sunt, vă mulțumim pentru prezență și sperăm că persoanele din conducerea Partidului de Guvernământ vor monitoriza cu mult mai atent activitatea deputaților acestui partid și nu vor mai admite ca ei să reanimeze proiecte dubioase care au fost votate încă pe timpul regimului Plahotniuc. Vă mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumim.